Accidentul a avut loc la ieșire din Fălticeni. Un adolescent în vârstă de 17 ani împreună cu alți doi prieteni minori au plecat la plimbare cu mașina. Șoferul a călcat prea tare pedala de accelerație și a pierdut controlul volanului după ce a depășit un alt autoturism. Dar din ce cauză? Viteză sau de ce? Cred că viteză. Că nu avea permis. Ea principalul. Nu avea permis de conducere? Da. Dar văd că mașina e destul de tare avariată. Da, da. Nu știu nici eu, că am înainte am nici eu și nu prea... S-a răsturnat aici? Da, s-a răsturnat, s-a dus din partea aia, s-a dus pe aici, uitați, este morocasul, da, a zburat, s-a dus, s-a răsturnat, s-a dus peste cap. Circul cu foarte mare viteză, nu? Da, 100 peste 100, brrr, când scapă de acolo încoace, zboară, dacă ar avea riternet ca cu elicopterul. În urma impactului, cei trei minori au fost răniți, iar unul dintre ei, în vârstă de 16 ani, a fost transportat în stare gravă la Spitalul Județean Suceava. Mai mult, acesta era și băut. Pacientul în vârstă de 16 ani s-a prezentat în urma unui accident rutier cu un politraumatism sever, asociind traumă craniană, sindrom confuzional mixt etilico-traumatic și traumă toraco-abdominală. Pacientul va rămâne internat după finalizarea investigațiilor pe secția de reanimare prin secția de neurochirurgie. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a vedea cine l-a dat mașina minorilor. Polițiștii au întocmit în cauză un dosar de cercetare penală atât pentru conducere fără permis de conducere, cât și pentru vătămare corporală gravă din culpă. De asemenea, cercetările sunt continuate și pentru a se stabili cu exactitate cine a încredințat mașina minorilor pentru a fi condusă. În zona accidentului, circulația a fost blocată mai bine de o oră.